Turiștii din Constanța au plecat de la cabana unde erau cazați pentru a urca pe vârful Negoiu, la 2535 de metri altitudine. Nu au fost însă echipați pentru drumeție și când s-a înnoptat, oamenii au sunat la salvamont după ajutor. Turiștii erau epuizați, aceștia au fost surprinși de ploaie pe durata traseului, iar lipsa echipamentului în astfel de situații și-a spus cuvânt. După operațiunea de salvare, turiștii au fost conduși în siguranță la cabana Bâlea. E foarte bună aici. Asta nu se mișcă. Și acum cobor ușor și viitorul ăsta mai jos. Salvamontiștii trag încă o dată un semnal de alarmă pentru cei care pleacă nepregătiți pe munte să țină cont că vremea se poate schimba în câteva minute, iar echipamentul pentru un astfel de traseu este necesar.